O tânără bănuită de furt a fost prinsă în flagrant de oamenii legii. Femeia de doar 28 de ani a sustras role metalice uzate din incinta unei unități miniere de pe raza orașului Rovinari. Polițiști din cadrul secției 5 Poliție Rurală Rovinari au depistat în flagrant o tânără de 28 de ani din orașul Rovinari, în timp ce transporta cu un atelaj Hipo 28 de role metalice pe care le-ar fi sustras din incinta carierii miniere de pe raza orașului Rovinari. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Bunurile au fost recuperate de poliție și predate unității prejudiciate. Femeia intenționa să valorifice bunurile la fier vechi.